Președintele PSD Timiș Alfred Simoni s-a avut o întâlnire cu cadre medicale și universitare, reprezentanți de seamă ai sistemului de sănătate timișorean. În urma discuțiilor portate s-a ajuns la o concluzie. Investițiile în infrastructura spitalicească trebuie să fie în continuare la fel de susținute. Timișoara și Timișul au fost întotdeauna o prioritate pentru mine, iar în ultimii patru ani am reușit să aducem investiții de zeci de milioane în aproape toate spitalele din județ. De fiecare dată însă m-am consultat cu medicii, am ascultat părerile lor și am ținut cont de ele când am țiat proiecte care să-i ajute. Astăzi avem în execuție Spitalul de Mari Arci, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, se apropie de faza de licitație, însă cu toate acestea nu este suficient. Eforturile noastre vor continua pentru a atrage banii necesari pentru noi și noi investiții, transmite Alfred Simonis.